Extrem de renumită, apa plată de la băile Herculane este căutată de oameni de pretutindeni. Zilnic, câteva sute de persoane așteaptă cu nerăbdare la coadă cu sticle și bidoane în mână pentru a pleca gratis acasă cu câțiva zeci de litri de apă. Ce ne puteți spune despre această apă și cât de des veniți aici? Venim în fiecare săptămână și este cea mai bună apă care există în zonă. N-aș cumpăra niciodată apă de la magazin. Societatea Apelor Minerale a amenajat în apropierea primăriei o fântână din sursa Domogled. Mulți oameni vin chiar de la sute de kilometri distanță, înarmați cu bidoane mari pentru a se aproviziona cu apă. Mulți dintre oamenii care vin aici cunosc proprietățile acestei ape. De-a lungul timpului s-au făcut cercetări experimentale la laboratoarele mari din Occident și s-a constatat că are proprietăți foarte bune ca apă potabilă. Tocmai din acest motiv vin aici oameni din zone înconjurătoare, dar nu numai. Ce ne puteți spune despre această apă potabilă și cât de des veniți aici să luați? Asta eu iau de ani, de zile. Ani în jucărie. Numai de asta. De aici e la Jupa, când mă duc încolo spre Timișoara. Dar asta dacă o lași și 6 luni de zile nu se depune nimic la... Să vezi calcar sau ce, cu toate că e din munte. După câte am înțeles, un așteptos în starul la Timișoara și niște proprietăți extraordinare. Mă mir cum comuniștii ăștia, care mai sunt la putere, n-au privatizat-o ca pe la Olănești, pe la partea aia lui Vâlcea. Cât de des veniți aici să luați apă? Păi vin așa, de exemplu, acum, hai să zic așa, cam în orice caz, o dată pe lună tot vin. Poate și mai des câteodată. În urma cercetărilor făcute de medicii din băile Herculane asupra efectelor terapeutice ale apei, s-a constatat că datorită mineralizării foarte scăzute poate fi utilizată în cura internă pentru afecțiunile pielor renale. De asemenea, este indicată și în afecțiunile stomacului. Această apă nu se poate contamina pentru că provine dintr-un izvor de profunzime. Este o apă microbiologic pură cu debit mare care poate să asigure îmbutelierea și comercializarea.